Alexandra a lucrat aproape 4 ani ca responsabil de achiziții la un mare producător de anvelope auto. Anul trecut s-a angajat programator la o firmă IT. A urmat un curs de specialitate înainte să meargă la interviuri. Am preferat să am un salariu un pic mai mic față de cât câștigam pentru a ajunge în domeniu. Și nu regret alegerea făcută. Contează mult mai mult perspectivele și viitorul decât ce se câștigă, nu știu, pentru o lună, un an. Schimbarea domeniului nu a fost ușoară. După job, eu cel puțin stau și învăț încă vreo 5 ore. De la începutul pandemiei, odată cu digitalizarea mai multor servicii, cererea de angajați în industria IT&C a tot crescut, iar numărul lor a depășit 180.000. Peste o treime dintre firme au continuat planurile de recrutare, arată un studiu. Cea mai mare problemă rămâne însă lipsa forței de muncă. Recrutează chiar oameni care nu au neapărat o certificare în acest sens și să investească în ei, sau cei care au o certificare și să instruiască la locul de muncă. 6 din 10 companii din industria IT au avut încasări mai mari cu 50% față de perioada dinaintea crizei sanitare, mai arată studiul. Numărul companiilor de profil listate la Bursa de Valori București aproape s-a dublat anul trecut. Alexandru e managerul uneia dintre ele și are planuri de extindere. Pandemia a împins toate business-urile către soluții digitale, către mediul online. Au fost cumva forțați să se digitalizeze pentru a supraviețui și asta s-a reflectat în cifrele pe care firmele de IT le-au făcut. Din ce ne-am proiectat noi anul ăsta, în 2022, am venit în jurul cifrei de 60%, ar fi o creștere a echipei. În industria IT, câștigul mediu net a urcat la 9.055 de lei și aproape triplu față de media de țară, arată statisticile oficiale. Conform angajatorilor, salariul unui debutant începe de la 3.000 de lei.